Cine spune că nu se poartă magenta și de Crăciun, toată lumea mă omoară cu roșul ăla de mașină de curse italiană, când avem, iată... Uite, merge și fucsia. Fucsia, magenta, găsit, nici mai știu cum e. Viva fucsia, viva fucsia. Magenta, viva perele. Perele pentru femei sunt cu siguranță un semn de distinție. Ce faci tu de sărbători, dragă? Ei, dragilor, păi nu știu ce faceți voi, dar ce face toată lumea de sărbători? Mănâncă bea. Cu familia, dar însă cred că Crăciunul nu e numai despre asta. Noi mergem și la biserică. Foarte frumos. Și ne bucurăm de nașterea lui Hristos. Asta în primul rând. Și asta cu buibatul vedem după. Nu ce? Prea te îmbuibi după cum se vede. Păi nu e despre asta, știi? E adevărat. Ce-i drept, am ciugulit până acum, deci nu pot să spun că am ținut post. Știu că ai ciugulit, se vede. Deci dar... mănânc, așa că nu o să exagerez de am masa de Crăciun. Am din varza pe care a făcut-o băiatul ăsta cu prune, foarte bună, foarte mișto, dar o să vorbim după aia. Pe de altă parte, vreau să știu dacă ai scris pe Moș Crăciun înainte să cântăm. Da, și Moș Crăciun a făcut așa o colaborare cu Moș Nicolae și mi-au adus o piesă nouă care se numește Aha. Omul din oglindă. Pe și... care ascultăm acum, da? Da, și ne apropiem de 1 milion. Încă un puțin și facem 1 milion de vizualizări și vă Doamnelor mulțumesc și... din suflet, dragilor. Doamnelor și domnilor, Moș Crăciun poate să vină și înainte de 24 decembrie. La Ane s-a venit, să ascultăm. Feel